Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. Amnezie. Sfânta mea, buzele să ia pilda mâinilor tale. Te roagă, alină-le dorul, ca nu cumva credința să devină disperare. Romeo, poți juca rolul îndrăgostitului fără să exagerezi. Iar tu, Julieta, e prima voastră întâlnire. Ești tulburată. Stau liniștiți, sfinții, chiar atunci când rugăciunea o rostesc. Joacă îngrozitor. Eu trebuia să o joc pe Julieta. Garantat. Stai liniștită, spălându-mi vina să mă împărtășesc. Doamnă, aici chiar trebuie să ne sărutăm? Nu am putea să dăm mâna? Ar fi ceva mai modern. Nu, Hugo, e Shakespeare. E pasiune, e dragoste. Un sărut! Săruți ca la carte, pelerine. Reglis, frumoasa mea Reglis! Buzele tale au șters păcatul buzelor mele. Hei, ha, ușurel, domniță blândă. Ce ridicol. Ar trebui să ai rolul bufonului. Dar tu, Angelo, nu regreți că n-ai rolul lui Romeo în piesă? Deloc. Teatrul nu-i de mine. Să te săruți în văzul tuturor. N-am vrut să spun că eu nu te-aș putea săruta. Nu așa, adică la comandă. Nu, dar... adică... Am înțeles. Dar să ne întrecem poți? Primul la fermă! Di! Di! Sunt. Ești la spital. Ce s-a întâmplat? Au, capul meu. Ușurel, scumpa mea. Ai căzut de pe cal. De pe cal? Da, ne plimbam prin pădure, Elena. Îți amintești? Ah, ei cine sunt? Prietenii tăi, Hugo, Anais, Angelo. Nu-ți amintești de ei? Nu. Lena are amnezie parțială. E ceva comun în cazul unei căzători cum a suferit ea. E ca și cum memoria i-ar fi șters tot ce are legătură cu accidentul. Adică ne-a uitat? Temporar. În general, memoria revine. Dar e nevoie de timp, de odihnă, dar și de voi. Sunt așteptat, vă voi ține la curent. Dar ce s-a întâmplat cu Mistral? Poate că s-a speriat de ceva, a fugit ca din pușcă. Lena a pierdut controlul, iar eu n-am mai putut face nimic. Îmi pare rău. Zău așa, nu e vina ta, Angelo. Nu, e a lui Mistral. E prea imprevizibil, incontrolabil, periculos. Lena a dat greș cu el. Gata, gata. Lena a scăpat cu bine, nu? Asta contează. Nu va fi gata cât timp Lena va fi cu Mistral. Dar... Domnule, Lena și Mistral au nevoie unul de celălalt. Calul ăsta a băgat-o în spital. Regret, nu mai vreau să se apropie de el.
Mistral. Tu îți amintești camera ta? Da, îmi amintesc de voi, de casă, dar accidentul e o nebuloasă pentru mine. Îți vei reaminti, nicio grijă. Doctorul a zis să te odihnești. Când te vei simți mai bine, te vei putea întoarce la școală. E calul tău, îți amintești de el? Zău așa, Lena, din cauza lui te-ai accidentat. După părerea mea, ar fi mai bine să... Bine, dragule, s-o lăsăm să se odihnească. Ce frumos ești! Cum te-am putut uita? Credeți că Lena o să-și amintească de noi? Desigur, Anais! Nu văd cum ar putea uita un tip ca mine! În orice caz, cineva se simte singur. Da, bietul Mistral. Totul va fi bine, frumosule. Hai, mă ocup eu de tine. O să te răsfăț. Așteaptă, Anais. Ar putea fi periculos. Uneori Mistral are reacții imprevizibile. Nicio grijă, Mistral. Lena se va întoarce. Desigur, altfel voi rămâne fără Julietă. Scump pelerin, mâna-ți vine n-are, căci dovadă n-a dat decât de devotament și respect mare. Noua Julieta e grozavă. Abia aștepta să devină vedetă, nu, Angela? Angela? Mă gândeam la Lena. Ar trebui să revină la fermă. Ar ajuta o să-și aducă aminte, dacă ar fi într-un loc cunoscut. Doar că tatăl ei n-o s-o mai vrea lângă Mistral. Perfect, Samantha. Reluăm de la prima întâlnire. Scena sărutului preferata mea. Hei, unde dai fuga așa, Angelo? La Lena. Vreau să o iau și să o duc la fermă. Dar tatăl ei? I-a interzis să se apropie de Mistral, nu să vină la fermă. Ferma ar ajuta-o să se vindece. El e Sila, armăsarul meu andaluz. Ea e Josephine. E cea mai frumoasă. Ți-o amintești? Și, desigur, cea care face numai după cum o taie capul... Mistral! Superb! Stai, Lena! Las-o! Putea prinde bine. Ușurel, Mistral. Eu sunt. Lena! Nu voi reuși. Nicio grijă. O să-ți amintești. Regret, Lena. Poate a fost prea devreme pentru a-l revedea. Nu e vina ta. E o senzație ciudată, să știi. Simt că sunt foarte legată de Mistral, dar în același timp mă sperie. Hei, nu, încetează! Să mai treacă timpul. Mulțumesc, Angelo, dar dacă n-o să mai revină niciodată memoria... Ai încredere în mine. O să-ți amintești și de noi, și de Mistral, și chiar și de Zigoto. Am părut plin de paie! Hop, hop, hop! Atis! Dar ce-ai pățit, Lena? Visezi? Ce-i cu tine, Lena? Ești bine? Îmi amintesc de tine, Angelo, un as îndresaj și chitară. De tine, Anais, prietena animalelor și cea mai bună prietena mea. Și de mine? Nu, regret. Datorită fermei ești pe drumul cel bun. Sunt sigur că în curând îți vei recăpăta memoria. Ești sigură? Foarte sigură. Dacă tatăl Lenei va descoperi că l-a văzut pe Mistral, va fi foc și pară și nu m-ar mira dacă l-ar alunga de la fermă. Îl va trimite la club? În felul acesta, voi scăpa de Mistral la toate concursurile, iar eu voi fi pe primul loc pe podium.
Sila, Josephine, înapoi! Să-i despărțim, e mai sigur așa. Oh, Mistral, calmează-te! Josephine, hai! Hai, vină cu mine! Zău așa, Mistral, ce te-a apucat? Mistral, așteaptă! Hei, ascultă-mă! Cred că e nedumerit, fiindcă mi-e frică de el. În lipsa ta se va sălbătici, iar va redeveni Mistral. Da, atunci când l-ai găsit, Mistral era sălbatic. Nu era al meu? Nu. Tatăl tău l-a primit în grijă de la direcția veterinară. Ai reușit să-l domesticești singură. Doar tu-l poți călări. Dar dacă va redeveni sălbatic, va fi periculos pentru alții și pentru tine. Tatăl meu nu trebuie să afle asta. Regret să te dezamăgesc, Lena. Dar tatăl tău va afla primul vestea. Ba da, sigur îți aduce aminte. Hugo, zeul zmeielor. Călăresc valurile. Backloop, freestyle și toate astea. Nu? Am crezut că plaja o să te ajute să-ți amintești, la fel ca ferma. Nu te teme, Hugo. Sunt sigură că o să-mi amintesc de tine cât de curând. Ne întoarcem? Nu, nu, stai! Să știi că tot pe plaja asta ne-am sărutat pentru prima dată. Oh, da! Asta îmi spune ceva. Și numele tău de familie e cumva Zigoto? Pe bune acum! Sunt sigur că dacă ne-am sărutat acum, ți-ai amintit de mine. Te aștept la scuter, Romeo. Ai luat păcatul buzelor mele, o dulce fiere. Dă-mi păcatul, Samantha. Julieta. Da, Julieta, tu ești prințesa mea. Lena? Putem vorbi? Da, da. Se pare că ai fost la fermă azi și ai avut probleme cu Mistral. Cine ți-a spus? Eu. Păi, am primit un SMS anonim. Poftim? Mă acuz din cauza unui SMS anonim? Da, Lena. Avea atașat o poză. Așadar, e adevărat? Da. Am fost la fermă cu prietenii și cu Mistral. Îți interzic să te mai duci acolo. Stai, tati. Datorită fermei mi-a revenit memoria. Mi-am amintit de prieteni, dar nu și de Mistral. Mi-e frică de el, e drept, dar am nevoie de el. Simt asta. Vrei să spui că ți recapeți memoria? E minunat, Lena, te vindeci. Da, ai încredere în mine. Nu mă despărți de Mistral. Dacă e spre binele tău, îți dau voie să te întorci la fermă. Dar păstrează distanța față de Mistral, bine? Mulțumesc, tati. Haide, odihnește-te. Mâine mergi la școală. Lena, hey, chiar ai uitat să respire un pic? Cum ai găsit drumul spre Lena, școală? Îți amintești cum te cheamă? Hai, Lena, răspunde-mi. Haide, Lena. Bună, Lena. Îți amintești de mine? Am uitat tot ce are legătură cu accidentul, nu cu școala. Cu atât mai bine. În fine, te înțelegi cu tatăl tău? Mulțumesc de întrebare, dar totul s-a lămurit. Mulțumită pozei tale, drăguțe. Strigăm doar iubirea ta și voi primi un SMS. Botez nou. Îmi cer scuze, nu mai sunt Hugo. Nu mai sunt Romeo! Concentrează-te, Hugo! Dacă mai continui, așa te voi înlocui. Haideți, reluăm! Oh, Romeo, Romeo! De ce ești tu, Romeo? Cum te înțelegi cu părinții tăi? Am putea să ne plimbăm un pic. Călare? Da. Cu Mistral? Nu, cu mine, pe Sila. Pe aici m-am accidentat, nu-i așa? Mi-am spus că s-ar putea să te ajute să-ți recapeți amintirile. Așadar? Bine, nu mișca, o să-ți arăt cum s-a întâmplat.
Te plimbai cu Angelo când brusc ai luat-o la goană. Nu, nu atât de repede, reglis! Mă duc să-l caut pe Romeo. Hai, Josephine, di! Despre ce discutam noi doi înainte de accident? Despre nimic. Adică despre sărutări. Nu, despre teatru. E în ordine. Reglis paște la capătul drumului. Mereu i-a plăcut să mănânce. Vezi? A funcționat! Îți amintești? Da, Reglis, gurmanda. Lui Josephine nu este frică de nimic. Sila e curios din calea afară. Și de mine? Îți amintești de mine? Nu, regret. În orice caz, faci progres, Elena. În curând o să-ți recapeți memoria, sunt sigur. Lena, ce faci? Vreau să fiu singură cu Mistral. Știu sigur că o să mă ajute. Bine, Elena, dar ai grijă, da? Nu vă temeți, mă descurc. Suntem singuri, Mistral. Doar tu și eu, ca și până acum. Așa, e bine. Trebuie să-mi stăpânesc frica. Voi reuși. Știu că pot. Mistral! Lena! Nu! Mistral, încetează! Înapoi! Ușurel, Mistral! Să reușesc! Lena, sunt aici. Ți-am spus eu că nu s-a terminat. Calul e plin de furie. Îi trimiți filmulețul tatălui Lenei? Nu, am o idee mai bună. Oh, Julieta! Frumoasă, Julieta! Te ascult! Vor să-l ia pe Mistral! Oh, nu! Vin după tine! Direcția veterinară. Am venit după acest cal. Poftim? Nu puteți face așa legal, ceva. Legal, da? Acest cal a fost doar încredințat domnului Steiner. Și un filmuleț ne-a arătat că nu sunteți în siguranță cu el. Un filmuleț? Aici e mâna viperei de Samantha. Nu! Ești bine, Lena? Îmi amintesc. Când au venit după Mistral prima dată, era cât pe ce să-l pierd. Nu vreau să o iau de la capăt. Bine, apropie-te de dubă, îl voi ademeni acolo. Așteptați! Mistral nu e periculos, e doar un pic agitat acum. Noi vom aprecia asta, fetițo. Haide, frumosule, înapoi. Așa, ușurel. Du-te, di, di! Scuzați-mă, domnule, voiam doar să vă ajut. Nu ne mai bate la cap, tinere! Trebuie să-l căutăm acum. Haide! Haide! Bine jucat, Angelo. Trebuie să-l găsim înaintea lor. S-a întors nici la fermă. L-am căutat peste tot. Unde ești, Mistral? Poate că l-a găsit direcția veterinară înaintea noastră. Poate că l-am pierdut. Definitiv. Nu te descuraja. Să ne întoarcem. Vom relua căutările mâine, la prima oră. Mistral? Mistral, tu ești! Îmi pare rău, Mistral. Mă sperii! Thank you.
Mistral. Îmi amintesc. Îmi amintesc totul. Măi, să fie, ai jurat că nu e același cal? Când călărește, nu mai e aceeași. Totul e bine, Mistral. Deci, îmi vrea răul? Bine, Hugo, te așteaptă Julieta. Haideți, la teatru! Haide, Reglis! Haide, băbătie! Asta mi-amintesc, Hugo, asul galopului. Știi cum a reușit Hugo? A găsit un înlocuitor foarte motivat. Oh, stai liniștit, stea a sârfului. Spălându-mi vina să mă împărtășesc ție. Oh. Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună. Totul este fenomen. Freestyle și toate astea. Nu? Ah, am crezut că plaja o să te ajute să-ți amintești, la fel ca ferma. Nu te teme, Hugo. Sunt sigură că o să-mi amintesc de tine cât de curând. Ne întoarcem? Nu, nu, stai! Să știi că tot pe plaja asta ne-am sărutat pentru prima dată. Oh, da! Asta îmi spune ceva. Și numele tău de familie e cumva Zigoto? Pe bune acum! Sunt sigur că dacă ne-am sărutat acum, ți-ai amintit de mine. Te aștept la scooter, Romeo. Ai luat păcatul buzelor mele, o dulce fiere. O, dă-mi păcatul, Samantha. Julieta. O, da, Julieta, tu ești prințesa mea. Lena? Putem vorbi? Da, da. Se pare că ai fost la fermă azi și ai avut probleme cu Mistral. A? Cine ți-a spus? Eu. Păi, am primit un SMS anonim. Poftim? Mă acuz din cauza unui SMS anonim? Da, Lena. Avea atașat o poză. Așadar, e adevărat? Da. Am fost la fermă cu prietenii și cu Mistral. Îți interzic să te mai duci acolo. Stai, tati. Datorită fermei mi-a revenit memoria. Mi-am amintit de prieteni, dar nu și de Mistral. Mi-e frică de el, e drept, dar am nevoie de el. Simt asta. Vrei să spui că ți recapeți memoria? E minunat, Lena, te vindeci. Da, ai încredere în mine. Nu mă despărți de Mistral. Dacă e spre binele tău, îți dau voie să te întorci la fermă. Dar păstrează distanța față de Mistral, bine? Ah, mulțumesc, tati. Haide, odihnește-te. Mâine mergi la școală. Lena, hey, chiar ai uitat totul? Să respire un cum ai găsit pace. Drumul spre Lena, școală? Îți amintești cum te cheamă? Hai, Lena, răspunde-mi. Haide, Lena. Bună, Lena. Îți amintești de mine?
am uitat tot ce are legătură cu accidentul, nu cu școala. Cu atât mai bine. În fine, te înțelegi cu tatăl tău? Mulțumesc de întrebare, dar totul s-a lămurit. Mulțumită pozei tale drăguțe. Oh? Strigă-mi doar iubirea ta și voi primi un SMS, botez nou. Îmi cer scuze, nu mai sunt Hugo, nu, nu mai sunt Romeo. Concentrează-te, Hugo, dacă mai continui așa te voi înlocui, haideți, reluăm. Oh, Romeo, Romeo, de ce ești tu, Romeo? Cum te înțelegi cu părinții tăi? Am putea să ne plimbăm un pic. Călare? Da. Cu Mistral? Nu, cu mine, pe Sila. Pe aici m-am accidentat, nu-i așa? Mi-am spus că s-ar putea să te ajute să-ți recapeți amintirile. Așadar? Bine, nu mișca, o să-ți arăt cum s-a întâmplat. Te plimbai cu Angelo când brusc ai luat-o la goană. Nu, nu atât de repede, reglis! Mă duc să-l caut pe Romeo. Hai, Josephine, di! Despre ce discutam noi doi înainte de accident? Despre nimic, adică despre sărutări, nu, despre teatru. E în ordine, reglis paște la capătul drumului. Mereu i-a plăcut să mănânce. Vezi? A funcționat! Îți amintești? Da, reglis gurmanda. Lui Josephine nu este frică de nimic. Sila e curios din calea afară. Și de mine? Îți amintești de mine? Nu, regret. În orice caz, faci progres, Elena. În curând o să-ți recapeți memoria, sunt sigur. Lena, ce faci? Vreau să fiu singură cu Mistral. Știu sigur că o să mă ajute. Bine, Elena, dar ai grijă, da? Nu vă temeți, mă descurc. Suntem singuri, Mistral. Doar tu și eu, ca și până acum. Așa, e bine. Trebuie să-mi stăpânesc frica. Voi reuși. Știu că pot. Nu, Mistral! Lena! Nu! Mistral, încetează! Înapoi! Ușurel, Mistral! Să reușesc! Șșt, Lena, sunt aici. Ți-am spus eu că nu s-a terminat. Calul e plin de furie. Îi trimiți filmulețul tatălui Lenei? Nu, am o idee mai bună. Oh, Julieta! Frumoasă, Julieta! Te ascult! Oh, nu, vin după tine. Direcția veterinară. Am venit după acest cal. Poftim? Nu puteți face așa legal, ceva. Legal, da? Acest cal a fost doar încredințat domnului Steiner. Și un filmuleț ne-a arătat că nu sunteți în siguranță cu el. Un filmuleț? Aici e mâna viperei de Samantha. Nu! Ești bine, Lena? Îmi amintesc. Când au venit după Mistral prima dată, era cât pe ce să-l pierd. Nu vreau să o iau de la capăt. Bine, apropie-te de dubă. Îl voi ademeni acolo. Așteptați! Mistral nu e periculos. E doar un pic agitat acum. Noi vom aprecia asta, fetițo. Haide, frumosule, înapoi. Așa, ușurel. Du-te! Di! Di! Scuzați-mă, domnule, voiam doar să vă ajut. Nu ne mai bate la cap, tinere. Trebuie să-l căutăm acum. Haide! Haide! Bine jucat, Angelo. Trebuie să-l găsim înaintea lor. S-a întors nici la fermă.
L-am căutat peste tot. Unde ești, Mistral? Poate că l-a găsit direcția veterinară înaintea noastră. Poate că l-am pierdut. Definitiv. Miss Angelo, nu ți-amintești de ei? Nu. Lena are amnezie parțială. E ceva comun în cazul unei căzături cum a suferit ea. E ca și cum memoria i-ar fi șters tot ce are legătură cu accidentul. Adică ne-a uitat? Temporar. În general, memoria revine. Dar e nevoie de timp, de odihnă, dar și de voi. Sunt așteptat, vă voi ține la curent. Dar ce s-a întâmplat cu Mistral? Poate că s-a speriat de ceva, a fugit ca din pușcă. Lena a pierdut controlul, iar eu n-am mai putut face nimic. Îmi pare rău. Zău așa, nu e vina ta, Angelo. Nu, e a lui Mistral. E prea imprevizibil, incontrolabil, periculos. Lena a dat greș cu el. Gata, gata. Lena a scăpat cu bine, nu? Asta contează. Nu va fi gata cât timp Lena va fi cu Mistral. Dar, domnule, Lena și Mistral au nevoie unul de celălalt. Calul ăsta a băgat-o în spital. Regret, nu mai vreau să se apropie de el. Ah, Mistral! Tu îți amintești camera ta? Da, îmi amintesc de voi, de casă, dar accidentul e o nebuloasă pentru mine. Îți vei reaminti, nicio grijă. Doctorul a zis să te odihnești. Când te vei simți mai bine, te vei putea întoarce la școală. E calul tău, îți amintești de el? Zău așa, Lena, din cauza lui te-ai accidentat. După părerea mea, ar fi mai bine să... Bine, dragule, să o lăsăm să se odihnească. Ce frumos ești! Cum te-am putut uita? Credeți că Lena o să-și amintească de noi? Desigur, Anais! Nu văd cum ar putea uita un tip ca mine! În orice caz, cineva se simte singur. Da, bietul Mistral. Totul va fi bine, frumosule. Hai, mă ocup eu de tine. O să te răsfăț. Așteaptă, Anais. Ar putea fi periculos. Uneori Mistral are reacții imprevizibile. Nicio grijă, Mistral. Lena se va întoarce. Desigur, altfel voi rămâne fără Julietă. Scump pelerin, mâna-ți vine n-are, căci dovadă n-a dat decât de devotament și respect mare. Noua Julieta e grozavă. Abia aștepta să devină vedetă, nu, Angelo? Angelo? Mă gândeam la Lena, ar trebui să revină la fermă, ar ajuta-o să-și aducă aminte, dacă ar fi într-un loc cunoscut. Doar că tatăl ei n-o s-o mai vrea lângă Mistral. Perfect, Samantha, reluăm de la prima întâlnire. Scena sărutului preferata mea. Hei, unde dai fuga așa, Angelo? La Lena, vreau să o iau și să o duc la fermă. Dar tatăl ei? I-a interzis să se apropie de Mistral, nu să vină la fermă. Ferma ar ajuta-o să se vindece. El e Sila, armăsarul meu andaluz. Ea e Josephine, e cea mai frumoasă. Ți-o amintești? Și, desigur, cea care face numai după cum o taie capul... Mistral! Superb! Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună. Totul este fenomenal. Ferma Lenei. Amnezie. Sfânta mea, buzele să ia pilda mâinilor tale. Te roagă, alină-le dorul, ca nu cumva credința să devină
Disperare! Romeo, poți juca rolul îndrăgostitului fără să exagerezi. Iar tu, Julieta, e prima voastră întâlnire. Ești tulburată. Stau liniștiți, sfinții, chiar atunci când rugăciunea o rostesc. Joacă îngrozitor. Eu trebuia să o joc pe Julieta. Garantat. Stai liniștită, spălându-mi vina să mă împărtășesc. Doamnă, aici chiar trebuie să ne sărutăm? Nu am putea să dăm mâna? Ar fi ceva mai modern. Nu, Hugo, e Shakespeare. E pasiune, e dragoste. Un sărut! Săruți ca la carte, pelerine. Reglis, frumoasa mea Reglis, buzele tale au șters păcatul buzelor mele. Hei, ușurel, domniță blândă. Ce ridicol, ar trebui să ai rolul bufonului. Dar tu, Angelo, nu regreți că n-ai rolul lui Romeo în piesă? Deloc, teatrul nu-i de mine, să te săruți în văzul tuturor. N-am vrut să spun că eu nu te-aș putea săruta, nu așa, adică la comandă. Nu, dar... adică... Am înțeles. Dar să ne întrecem poți? Primul la fermă! Di! Di! Sunt. Ești la spital. Ce s-a întâmplat? Au, capul meu. Ușurel, scumpa mea. Ai căzut de pe cal. De pe cal? Da, ne plimbam prin pădure, Elena. Îți amintești? Ei cine sunt? Prietenii tăi, Hugo, Anai. Stai, Elena. Las-o, putea prinde bine. Ușurel, Mistral, eu sunt. Lena! Nu voi reuși. Nicio grijă, o să-ți amintești. Regret, Lena. Poate a fost prea devreme pentru a-l revedea. Nu e vina ta. E o senzație ciudată, să știi. Simt că sunt foarte legată de Mistral, dar în același timp mă sperie. Hei, nu, încetează! Să mai treacă timpul. Mulțumesc, Angelo, dar dacă n-o să mai revină niciodată memoria... Ai încredere în mine. O să-ți amintești și de noi, și de Mistral, și chiar și de Zigoto. Am părut plin de paie. Hop, hop, atac! Atis! Dar ce-ai pățit, Lena? Visezi? Ce-i cu tine, Lena? Ești bine? Îmi amintesc de tine, Angelo, un as în dresaj și chitară. De tine, Anais, prietena animalelor și cea mai bună prietena mea. Și de mine? Nu, regret. Datorită fermei ești pe drumul cel bun. Sunt sigur că în curând îți vei recăpăta memoria. Ești sigură? Foarte sigură.
Dacă tatăl Lenei va descoperi că l-a văzut pe Mistral, va fi foc și pară și nu m-ar mira dacă l-ar alunga de la fermă. Îl va trimite la club? În felul acesta, voi scăpa de Mistral la toate concursurile, iar eu voi fi pe primul loc pe podium. Sila, Josephine, înapoi! Să-i despărțim, e mai sigur așa. Oh, Mistral, calmează-te! Josephine, hai! Hai, vină cu mine! Zău așa, Mistral, ce te-a apucat? Mistral, așteaptă! Hei, ascultă-mă! Cred că e nedumerit, fiindcă mi-e frică de el. În lipsa ta se va sălbătici, iar va redeveni Mistral. Da, atunci când l-ai găsit, Mistral era sălbatic. Nu era al meu? Nu. Tatăl tău l-a primit în grijă de la direcția veterinară. Ai reușit să-l domesticești singură. Doar tu-l poți călări. Dar dacă va redeveni sălbatic, va fi periculos pentru alții și pentru tine. Tatăl meu nu trebuie să afle asta. Regret să te dezamăgesc, Lena. Dar tatăl tău va afla primul vestea. Ba da, sigur îți aduce aminte. Iugo, zeul zmeilor. Călăresc valurile. Backloop.